Hei, salutare, prieteni! Eu sunt Alex și bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe canalul meu. Deci, în acest videoclip vreau să vorbim despre ceaiurile la porumbei, despre grit, minerale și împerecherea porumbeilor. Deci, acum este dimineață, ora 8:30. Am venit la porumbei, le-am dat mâncare, le-am adus ceai, pentru că astăzi le-am pus ceai în loc de apă. Deci, aici am adăpătoarea. Cum se poate vedea, în ea este ceai și o să vă arăt și ce ceai le-am dat astăzi la porumbei. Deci, sora mea a fost la un plafar și a cumpărat aceste ceaiuri. Deci, este o cutie cu diverse sortimente de ceaiuri, cum puteți vedea aici. Fructe de pădure, căpșuni și portocale, măceșe, codiță de cireșe, aici scrie pe maghiară, aici și cu afine, cu mentă și floarea aia nu știu ce este. Deci astăzi le-am administrat aceste patru plicuri de ceaiuri și aceste patru plicuri de ceaiuri, sau ceai mai corect, le-am adăugat la 3 litri jumătate de apă. Adăpătoarea mea este de 7 litri. Și cum puteți vedea, așa. Aici le-am adus minerale, grit, scoică, grit alb. Vitamineral nu mai am, pentru că le puneam și vitamineral, dar mi s-a terminat. Așa, vreau să vă arăt două perechi care le-am închis în boxe pentru a se împerechea, pentru că nu-mi plăceau cum s-au împerecheat ele și le-am închis în boxe și o să-i țin acolo o săptămână sau chiar mai mult până o să se obișnuiască. Deci aici am făcut așa o improvizație din niște pahare de unică folosință, le-am lipit aici cu bandă ca să nu cadă și cum puteți vedea și aici le-am pus ceai și aici mâncare și tot așa am lipit cu bandă. Și aceasta este perechea, femeia de Gabi Van Den Abel, 2019, și cu masculul albastru, croat. Stai să deschid puțin ușa, așa, de 2012, 42525, seamănă și la culoare și acești doi porumbei au fost și zburat, adică femeia nu, dar masculul a fost și zburat, femeia are ceva origini mai bune și am decis să îi împerechez așa, să îi închid în boxă și o să îi las aici cât mai mult. De femeia și-a luat un mascul care îmi place de el, dar nu este bun pentru ea, pentru că vreau să scot pui cât mai buni ca să-i pot zbura. Deci aceasta este prima pereche, cum puteți vedea le-am pus și cleme. Două cleme portocalii. Mi-am cumpărat niște cleme și am pus cleme la perechi pe picior ca să-i pot recunoaște mai ușor. Deci, femeia și masculul. Iar a doua pereche, tot așa, ceai, mâncare. Aici au și mâncat deja puțin. Cu bandă izolatoare este aceasta. Deci, femeia de Gabi Van Den Abel a fost cu acest mascul de 2018. Care nu este potrivit pentru ea și am acest mascul, am pus-o cu această femelă. Această femelă a fost anul trecut perechea albului, pe alb l-am scos afară și cred că o să-l dau unui prieten pentru că este porumbel decorativ și nu am ce face cu el. Și pe ei doi i-am pus așa, cum puteți vedea, cleme verzi pe picior, ambii de 2018, mă scuzați. Și eu cred că așa este o pereche mai reușită, o pereche mai frumoasă, așa. Deci aceste două perechi le-am închis așa în boxe, ca să se împerecheze. Aici porumbeii au cărat o grămadă de paie, și în cuibar și în boxă. Aici nu, aici sus cuibarul încă este gol, dar s-au împerecheat. Așa, deci aici avem mâncarea. Din păcate mi s-a terminat grâul și boabele mărunte pentru porumbei și acum le dau doar floarea soarelui și porumb.
Dar săptămâna asta, adică de mâine încolo, trebuie să-mi cumpăr mâncare specială pentru porumbei la sac. O să-mi iau mai mulți saci, mă scuzați. Și o să le dau mâncare. Deci aici, cum puteți vedea, masculul turuie la femelă. Le-am scos cuibarele și îi lăs astăzi fără cuibare în boxă. Iar mâine o să le pun și cuibarele ca să aibă o atracție mai bună. Așa, deci așa arată cuibarele care le-am cumpărat. Deci această pereche este o super pereche. Sper eu ca să fie cea mai bună pereche pe anul acesta și să scot niște pui foarte buni din ea. Iar aici am restul porumbeilor. Un sputnic. Așa. Acolo mai am niște paie jos în colț ca să poată căra la cuib. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați și să-mi scrieți un comentariu. Eu am fost Alex și ne revedem la următorul videoclip. Salutare!